ziua. Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara. Vă rog să vă ridicați pentru intonarea imnului național al României. Întrucât sunt prezenți un număr de 28 de consilieri, potrivit articolul 180 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Vă rog, domnul Dan Daniel. În conformitate cu prevederile articolului 138 aliniat 15 din codul administrativ, pun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședință extraordinară din data de 20 iunie 2024. Dacă sunt voturi împotrivă, nu, abțineri, nu, în unanimitate s-a votat procesul verbal de la ședința anterioară. Ordinea de zi a fost comunicată din timp, atât cea inițială cât și punctele suplimentare. Așa că nu o mai citim și supunem la vot proiectul ordine de zi astfel suplimentat. Dacă sunt voturi împotriva ordinii de zi astfel anunțată. Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate de voturi a trecut ordinea de zi. Dau cuvântul secretarului general al județului. Vă rog, domnul Dan Daniel. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort și avizele comisiei de specialitate. Mulțumesc! Așadar, trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Hunedoara. Punctul de vedere al comisiei de specialitate. Comisia juridică, doamna Dobra Ramona Andreea. Aviz favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest prim punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate de voturi a trecut punctul 1 de pe ordinea de zi. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Sabău Remus Cristian și validarea domnului Fețanu Daniel. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dezbateri dacă sunt pe acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate a trecut și acest punct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Doamna Ramona Andreea Dobra, Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dezbateri dacă sunt pe acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate a trecut și punctul 3 de pe ordinea de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiilor de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dăința Maria Bălănesc. Aviz favorabil.
Comisia pentru Servicii Publice, domnul Adrian Petruș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate de voturi, a trecut și punctul 4. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 al SECE Parc Industrial Călan SRL. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Doința Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia pentru Servicii Publice, domnul Adrian Petruș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Cu unanimitate a trecut și punctul 5 de pe ordinea de zi. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație a Bibliotecii Județene Ovidă Șușanu, Hunedoara Deva. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia pentru Sănătate Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dezbateri dacă sunt pe acest punct? Nu sunt. La articolul 1 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație. Vă rog. Domnul Ștaier. Bună ziua. Dorim să facem o propunere pentru Consiliul de Administrație a Bibliotecii Județene în persoana doamnei Popa Paulina, poet, scriitor, om reprezentativ pentru județul Hunedoara. Mulțumesc. Dacă sunt și alte propuneri la articolul 1? Nu sunt. Comisia, vă rog să treceți numele doamnei și vom trece la votul secret. Se pregătește domnul Chișa Alexandru, doamna Chivu Cristina, domnul Ciodaru Iulian Dacian. Se pregătește doamna Cobori Gabriela Sorina, domnul Coltescu Marin, domnul Demeter Ioan. Se pregătește doamna Dobra Andreea Ramona, doamna Dunca Victoria Lina, domnul Gligor Dorin Oliviu. Se pregătește domnul Hirghi Dușion, doamna Ivăniș Maria, doamna logofătul Daniela Maria. Se pregătește doamna Mate Marta, domnul Micula Dacian Claudiu, domnul Morar Nicolae Simion. Se pregătește domnul Mutulescu Marius, domnul Nistor Laurențiu e absent, domnul Pârbuță Gabriel Ionuț, domnul Petruș Adrian. Thank you.
Domnul Popa, îi Popa, îi Popa, este. Se pregătește domnul Rus Ioan, domnul Socaci Andrei, domnul Ștaier Ioan Dumitru. Uite, stai. Se pregătește doamna Ștefănie Maria, domnul Țamba Alina Dam, domnul Zvânc Adrian, mulțumesc! Vă rog să poftiți în sală să reluăm lucrurile ședinței ordinare de astăzi. Suntem 29 în sală, avem și domnul Grigor, dar nu aveți nimic de făcut. Dar nu mai anunci. Vă rog să vă reluați locurile. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a prezenta procesul verbal privind rezultatul votului. Vă rog, domnul Dan Daniel. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către consilieri județeni a votului secret privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Nedoara în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Ovidiu Densușanu Nedoara Deva, propuneri doamna Popa Paulina. Numărul de consilieri județeni prezenți la ședință, 29, au fost estimate 29 de voturi, dintre care 28 de buletine de vot valabile exprimate 1-0. Pentru doamna Popa Paulina au fost exprimate 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1-0, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Mulțumesc! Astfel a fost adoptat articolul 1 din proiectul de hotărâre. Articolul 2 se adoptă prin vot deschis. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. Numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor vacante de șef secție oncologie medicală, șef secție medicină internă, șef secție urologie, șef secție pneumologie, șef serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și șef secție cardiologie la Spitalul Județean de Urgență Deva. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate. Comisia pentru Sănătate Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Aviz favorabil. Comisia juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri dacă sunt la acest punct de pe ordinea de zi? Nu? Vă rog. La acest punct nu particip la vot. Da, domnul Demeter, domnul doctor, se notează. Supun la vot proiectul de hotărâre per ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri? Nu. Cu unanimitate a trecut și acest punct de pe ordinea de zi. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Donița Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia pentru Servicii Publice, domnul Adrian Petruș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Andreea Ramona Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate a trecut și punctul 8 de pe ordinea de zi. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Donița Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate de voturi. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul investiții în infrastructura publică a Spitalului Județean de Urgență Deva, unitate sanitară publică de interes județean care diagnostichează și tratează cancer.
Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia de Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Hirghiduș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dezbateri la acest punct. Să se consemneze la acest punct, nu particip la vot. Și nici Demeter nu participă la vot. Se consemnează. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Unanimitate de voturi în afară de cei care nu votează. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, anexa 2.1, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, anexa 2.2c, pentru obiectivul de investiții. Modernizare DG668A, Străin în Georgiu, DG668, Chitid, Boșorod, Luncan, Târsa, Costești, DG705A, kilometru 12+410, până la kilometru 15+410. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia Tehnică, domnul Ioan Rus. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct. Vă rog, doamna consilier Chivu. Da, aș vrea să știu și eu care este stadiul lucrărilor pe acest sector de drum. Cât mai durează până la finalizare? Domnul administrator public, vă rog. Este, durata acestui proiect este un an de zile. S-a început să dat autorizația de construcție, deci mai este, mi se pare că s-a dat autorizația de construcție undeva în mai. S-o gătiți dumneavoastră cât este până la sfârșit, până îndeplinește un an de zile. Mulțumesc. Vă rog, dacă mai sunt și alte lor de cuvânt, nu? Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Unanimitate de voturi. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului a acordului de parteneriat și a cheltuielor legate de proiectul investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize medicale al sanatorului de pneumofiziologie BRAC. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia de Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Hirghiduș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. La acest proiect nu particip la vot. Mulțumesc. Cobori Gabriela Sorina. Da. Se consemnează, vă rog. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Unanimitate. A trecut și punctul 12 de pe ordinea de zi. 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al orașului Hațeg în domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiilor de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Unanimitate. A trecut punctul 13 pe ordinea de zi. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea exceptării serviciului public județean Salvamont de la aplicarea prevederilor articolului 29 aliniatul 1 din legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia pentru Servicii Publice, domnul Adrian Petruș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Unanimitate de voturi. A celor prezenți, nu-l mai văd în sală pe domnul Viorel Arion,
cred că de la pauză, să se noteze. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielor legate de proiectul investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie al Spitalului Județean de Urgență DEVA. Punctul de vedere al Comisiilor de Specialitate. Comisia Economică, doamna Donița Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia pentru Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Hirghiduș. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri, la acest punct nu particip la vot. Și nici Demeter nu participă. Mulțumesc. Să se noteze. Dezbateri, nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu. Proiectul a trecut. 16. Ultim. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, dezlipirii terenului din domeniul public al județului Hunedoara înscris în CF numărul 66391 Petrila. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Donița Maria Bălănesc. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbateri la acest punct? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate a trecut și acest punct. Înainte de a trece la întrebări și interpelări, sărbătoriții din această lună sunt doamna Marta Mate, născută în 19 iunie, domnul Adrian Zvâncă, născut în data de 5 iunie, și domnul administrator public Costel Avram, născut în 16 iunie. În același timp să-i spunem la mulți ani și domnului președinte Laurențiu Nistor, care serbează ziua de naștere mâine, 29 iunie. Da, trecem la întrebări și interpelări. Vă rog. Vă rog, doamna consilier județean. Domnule președinte de ședință, întreb dacă este vreun reprezentant al Spitalului Județean DEVA în sală. Nu este. Ok. Știu că s-a făcut o investiție importantă în montarea unui sistem de aer condiționat modern în secția de boli infecțioase. Sistem care nu funcționează. Am vizitat secția de curând și bolnavii sunt supuși să stea la o temperatură de 40 de grade și personalul de asemenea. Cu toate geamurile deschise, cu tot aerul care se creează natural, sunt bolnavi jumătate din secție la pat, care nu se pot mișca și care suferă îngrozitor de temperaturi foarte ridicate. Nu a fost făcută o investiție, investiția a fost pe total, pe tot spitalul. Nu știm de această problemă, dar dacă este așa, voi avea discuții imediat cu managerul spitalului. Posibil în ziua aceea sau în momentul ăla. Nu. Din câte am înțeles, discutăm cu personalul de acolo, sistemul electric de acolo nu susține aerul condiționat în funcție, adică cade sistemul energetic. Este criminal aproape pentru bolnavii care stau la pat. I-am văzut cu ochii curgând pentru că toate geamurile și ușile sunt deschise, să nu vă mai spun de personalul care și așa este puțin și cu cele mai mici sporuri din țară, lucrează cu departament de HIV și nu mai fac față. Voi vedea imediat, doamna consilier, și vă voi informa, da? Da, vă rog, domnul, vă rog frumos.
Dacă sunt alte interpelări, vă rog, nu mai sunt. Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi și vă urez un weekend plăcut.